Bazarul Roșilor este una dintre atracțiile principale ale orașului în zilele de duminică. Deși nu mai prins pe aici nici picior de rus, mai bine spus de moldovean de peste Prut, numele nu i s-a schimbat. Băcăoanii caută chilipiruri, marfă mai ieftină decât în magazine, mărunțișuri pe la negustorii de vechituri sau chiar un animăluț de casă. Mulți se plimbă printre tarabe, puțini cumpără. Comercianții sunt triști în perioada aceasta, deși vara era cu ani în urmă sezonul cel mai bun. Aglomerație incredibilă în zona bazarului din cartierul Leta. Lupta pentru loc de parcare este strânsă, iar prin zonă nu se vede niciun polițist comunitar care să pună ordine în trafic. Ce ați parcat? Păi de ce am parcat? Ca să vindem căței. Și n-ați găsit loc de parcare? Păi n-am găsit, așteptăm să găsim un loc de parcare. Căței ce rasă sunt? Ciobănesc german. Cât au? 2 luni. Ați vândut vreunul de dimineață? N-am vândut, abia facem ofertă acum. Și cât e unul? 250 roni. Sute de băcăvani se perindă printre tarabele care gem de marfă. La prima vedere, pare că afacerile înfloresc, oferta fiind variată. De la banalele cuie, la utilajele agricole și mobilier, în bazar se poate găsi tot ce este nevoie pe lângă casă. Impresia de bunăstare însă este falsă. Comercianții nu mai rulează marfa ca altădată. Seara de seară închid în dughiene kilometri de cablu sau furtun și tone de fier rămase nevândute. Sute, poate mii de articole sunt expuse dimineața. În multe zile, efortul rămâne nerăsplătit. Cum merge vânzarea? Foarte prost. Aveți marfă de sezon, nu se vinde? Nu. Cam cât reușiți să vindeți pe zi? Dacă mă credeți, n-am făcut nici safteaua. Nu duminică, în zile de zile, în cursul săptămânii și asta. Merge foarte prost. Și mă gândesc dacă mă o să meargă și mai prost dacă face reducerile azi și cu pensiile și cu asta. Cred că merge mai prost să se meargă. Chiria cât e aici? După mine la metru pătrat. Și cât ajunge? Pentru cât aveți dumneavoastră aici? Aici o dau 3 milioane jumate. Pe lună? Da. În afară de taxa care îți plătește zilnic, adică dacă deschizi cioșcul, mai dăm câte 3-4 lei pe zi. Printre comercianți, mulți sunt pensionari care nu se mai pot descurca de la o lună la alta. Prost. Foarte prost, nu că prost. De abia facem de taxe dacă fac. Stați aici o oră să vedem cât se întreabă. Când merge mai bine? Duminica? Tocmai ne așteptam întotdeauna ca duminica măcar să meargă, că în timpul săptămânii e liber, putem juca fotbal aici. Asta este situația. Dar nici duminica nu prea merge. Nu merge, omul iese la plimbare mai mult, pentru că nu sunt bani. Noi pensionari nu avem ce faci. Mai mult cheltui dacă mă duc în oraș. Nu, mai degrabă mă întorc aici. Sau mă duc la biserică. Așa că las femeia să duc la biserică, aici mai câștig. Ori câștig 20-30 de lei și tot e bun. Foarte prost merge vânzarea. Ați vândut ceva de dimineață? Nimic de dimineață, dar taxa am dat-o. Anticipat? Anticipat, n-am ce să fac. Obligația pieții asta este. Plătești, vânzi, nu vinzi, negustor te numești. Da. Cât e o taxă pentru masa aceasta? 60. Ăsta este prețul stabilit de piață. Adică 6 lei. 6 lei pe zi? Da. Da. Și plătiți la o lună sau cum? Nu, zilnic. Zilnic plătim masa. Ai stat acolo ocupată, vinzi, nu vinzi, trebuie să plătești. Locul e ocupat deja. V-ați făcut un calcul pe lună? Merită să veniți aici? Cinstit să fiu uneori, da, uneori mai deloc. Nu are lumea bani. E strâmbtoare asta, criza asta ne-a strâns de tot. Mă ne omoară și acum și cu ne reduce rubinetul de tot. Ce să facem? Vin oamenii să uită și pleacă fără vine să cumpere? Și dacă este, spui cât, să-i dai un preț cât de mic și toți spune că e scump. Toți cei care au afaceri în bazar se gândesc la ziua când nu vor mai avea nici din ce plăti chiriile. Doar pentru cei care ne vizează poșetele și buzunarele, vremurile nu se anunță triste. Cât este bazarul de mare, nici urmă de polițist. Prin urmare, hoții de buzunare își pot derula nestingăriți afacerea înfloritoare.